Este vreunul din voi în suferință? Să se roage. Amin. V-am citit al prima parte a versetului pentru că ieri vorbeam cu prietenul meu despre asta și vorbeam așa. În general, noi asociem suferința cu boală. Și Biblia spune, dacă cineva sau dacă unul dintre voi este în suferință, să se roage. Dacă este bolnav, să cheme, să lungă. Pentru că în altă parte cuvântul Domnului spune, niciunul dintre voi să nu sufere ca poți, ca ucigași, ca orice alt lucru rău care poți să-l faci. Și atunci noi catalogăm suferința cu boala de cele mai multe ori. Doar că de cele foarte multe ori nu ar trebui catalogat așa. Și de foarte multe ori noi avem de suferit datorită nouă, datorită lucrurilor pe care le facem, datorită lucrurilor pe care credem că ar trebui să le facem și nu ar fi trebuit făcute. Și zicem, trebuie să-l chemăm pe frate să se roage pentru noi pentru că suntem în suferință. Pentru că ni s-a întâmplat, ne băgăm unde nu fierbe oala, facem anumite lucruri care n-ar trebui să fie făcute de noi și ne întrebăm de ce. Că trecem printr-o suferință. Este aur încercat. Ce ziceți? Este aur încercat? Dacă cineva dintre noi suferă ca un vorbitor de rău, ca unul care își bagă nasul unde nu-i fierbe oala, poate ca un hoț, poate ca un mincinos, este încercat aurul. Sau suntem porniți sau setați pe asta, că e tot o încercare. Nu este o încercare. Suferim ca și n-ar trebui să suferim. Ar trebui să ne rugăm pentru lucrurile ăștia, ca Dumnezeu să ne elibereze, ca Dumnezeu să ne scape, ca Dumnezeu să ne dea biruință să nu le mai facem, să trăim frumos ca în timpul zilei. Pentru că degeaba eu greșesc față de cineva cu ceva și chem pe frate să se roage pentru mine. Mie îmi place să supăr pe alții, îmi place să trăiesc cum vreau, să-i deranjez pe alții cum vreau, că vin frate și se roagă pentru mine și trece suferința. Și ce ziceți? Trece suferința? Nu trece. Pentru că nu are cum să treacă. Astăzi ascultam la radio Vocea Evangheliei ce spunea un frate, zicea că Dumnezeu îți iartă păcatul, dar consecințele trebuie să ți le rezolvi tu. Ce ziceți? Adevărat? Dumnezeu întotdeauna ne iartă păcatul. Dar noi ne așteptăm ca să facem lucruri care ne plac nouă și tot Dumnezeu să le rezolve. Atâta timp cât suntem înaintea lui Dumnezeu și avem o inimă sinceră, Dumnezeu ne va ajuta și ne va rezolva problema. Ne va tămădui suferința, ne întrebăm, mai citeam asta la maximă, cred că Onisim Botezat a pus-o, cât arde focul. Nu întreba pe Dumnezeu cât mai trebuie, cât mai arde, ci întreabă ce mai este de ars o scătură din viața ta. Amin. Pentru că noi credem că dacă vine suferința în viața noastră, întrebăm pe Dumnezeu, dar de ce tocmai mie? De ce tocmai eu? Ne interesează pe noi doar Dumnezeu să ne dăruiască lucrurile bune. Când vine vorba de binecuvântare, când vine o binecuvântare în viața ta, nu mai întreb pe Dumnezeu, Doamne, de ce doar mie și la fratele de lângă mine nu? Îl întreb pe Dumnezeu, de ce doar la tine vine suferința și la fratele de lângă tine nu? Curios, nu? Când ești foarte binecuvântat, nu te interesează de fratele de lângă tine, că poate nu e așa de binecuvântat ca tine. Și poate are nevoie foarte mare. Te interesează că tu ești binecuvântat. Noi suntem gata să spunem doar când vine o suferință în viața noastră datorită lucrurilor care le facem, să spunem, Doamne, de ce tocmai mie? Nu credeți că în seara asta stând în prezența lui Dumnezeu, pentru că avem credință că Dumnezeu este aici și ne ascultă. Dumnezeu privește spre cei cu inima curată, povară în mijlocul celor ce cântă cântări de laudă și dacă doi sau trei se strâng în numele Lui și El e prezent acolo, binecuvântat să fie numele Lui. Nu credeți că în seara aceasta, dacă aveți suferințe în viața dumneavoastră, în viața voastră, dacă avem lucruri în viața noastră care ne așteptăm să fie rezolvate și ne întrebăm oare de ce nu se rezolvă,
Nu ați vrea să cerem ajutorul Domnului ca Dumnezeu să ne curățească, să ne elibereze. Ca Dumnezeu să ne ajute să trecem de suferințele ăștia care ne afectează gândirea, ne afectează și trupul, ne creează și anumite boli în viața noastră. Nu sunt doar așa lucruri care trebuie în mintea noastră și se duc. Unii deja au ajuns la statura în care îi fac pe alții să sufere și nici nu îi interesează. Ei își trăiesc viața cum le convine lor, cum au înțeles ei că trebuie trăit, calcă pe oricine, nu interesează de vecinul lor, de fratele lor, de prietenul lor, de cei din familia lor, nu interesează că mama îl învață să facă ceva și tata, nu-l interesează, pentru că așa a înțeles el. Și nu-l interesează că el creează suferință. Și în seara asta Dumnezeu este aici nu doar ca să ne arate care e problema, ci este aici ca să ne-o și rezolve. Este aici ca să ne dea biruință, este aici ca să ne ajute, ca să ne ridice, să nu ne mai lase să stăm într-o stare de suferință. Poate de mult timp. Poate sunt gânduri care te apasă de foarte mult timp despre cineva. Și te gândești, tot el e de vină, tot el e problema. În seara asta Dumnezeu ne poate elibera de suferință, să știți. Dumnezeu ne poate binecuvânta să plecăm de aici liberi, să plecăm plini de aici de bucuria mântuirii, pentru că acolo unde intră Dumnezeu și curățește, rămâne curat. Dar unde lăsăm pe El să și intre, este binecuvântare, este lumină, este viață, este propășire, este pace în familie, este iubire, este armonie, este dragostea lui Dumnezeu, este atunci când vii în părtășie și ceilalți din jurul tău văd că Dumnezeu te-a schimbat cumva. Și că nu mai ești omul morocănos care de fiecare dată vii și te pui pe bancă și aștepți ca cineva să vorbească, aștepți ca cineva să facă. Se vede pe fața ta că Dumnezeu a schimbat ceva în inima ta. N-ai cum tu să vii să cânti cântări de bucurie, Doamne cât de mare, n-ai cum să cânti. Pentru că și cei din jurul tău vorbe, dar oricât ai încercat să dai drept altul, se vede că în viața ta nu este bucuria pe care numai Dumnezeu o dă. Se vede că ai suferință în viața ta. Se vede că nu ești același om poate care erai odată. Și în seara asta avem oportunitatea să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea. Amin. Credeți că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze în seara asta? Amin. Dumnezeu poate să ne elibereze pe fiecare în parte. Amin. Și nu spun doar pe dumneavoastră. Pentru că îmi dau seama în viața mea când trec prin momentele vieții că și în viața mea sunt anumite suferințe poate pe care eu mi le-am creat datorită că n-am avut înțelepciune. Și ne gândim de multe ori, bă, ce verset frumos, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu și îi va fi dată. Dar ce, noi nu avem înțelepciune? Ce, dumneavoastră, nu aveți înțelepciune? Ba, aveți! Dar avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu care dă viață. Pentru că pe noi nu ne interesează doar să fim suferiți sau să facem suferințe altora. Ne interesează prin ceea ce facem să-i putem ajuta și pe alții să-i apropiem de Dumnezeu. Să trăim în unitate, să trăim în pace. Și asta numai înțelepciunea lui Dumnezeu face. Și ați văzut când un om lucrează cu înțelepciunea lui Dumnezeu și cei din jur văd, băi, câtă înțelepciune a dat Dumnezeu, uite, în situația cu tare. Când Solomon acționa în judecățile pe care le făcea cu înțelepciunea lui Dumnezeu, cei din jurul lui rămâneau uimiți. Băi, dar cum a putut asta să facă? Uite, au venit două femei la el și amândouă ziceau că ăla e copilul lor. Cum i-a dat lui Dumnezeu înțelepciunea? Oamenii din jur rămân uimiți pentru că vedem înțelepciunea lui Dumnezeu în lucruri. Și atunci pentru asta vreau să ne rugăm, Doamne, ajută-ne în viața noastră cu înțelepciunea care o avem noi să nu ne mai credem că suntem cei mai deștepți. Ci să primim înțelepciunea la tine care dă viață, care ne ajută să ridicăm pe cei din jurul nostru, să trăim în pace, în unitate, în armonie, să vadă cei din jurul nostru că te slujim pe tine și că tu ești Dumnezeu care ne binecuvintezi. Să nu mai trăim toată viața nu amorțeală, că amorțeală e puțin spus. Suferință. Unii n-au suferință așa de mare cum zice cuvântul lui Dumnezeu cu piatra din pantof, ca să-i deranjeze așa de mult. Unii s-au învățat cu ea. Și te gândești, de ce nu te bucuri joi seara sau marți seara rugăciune sau duminică seara când Dumnezeu vorbește? De ce nu te bucuri? Pentru că ai suferință în inimă. Pentru că inima ta are partea de suferință și nu se poate bucura. E foarte simplu să-i spui la un om când trece printr-o suferință mare, frate, bucură-te. Așa ar fi ideal. Așa e nemaipomenit. Dumnezeu când se coboară lângă tine și te ajută, ești bucuros. Dar Dumnezeu în seara asta ne poate elibera. Așa că haideți să ne ridicăm, să-i cerem lui Dumnezeu din toată inima. Doamne ajută-mă să nu mai fiu
Dumnezeu în suferință. Ajută-mă să trăiesc frumos ca în timpul zilei, să te slujesc pe tine, să te las pe tine să conduci viața mea și dă-mi înțelepciunea de care am nevoie, înțelepciunea care vine la tine și care dă viață. Amin. Amin. Doamne, de bine. Amin.